Stimați viewer, bine v-am găsit la o nouă rubrică a știrilor de Cacandos. Astăzi vorbim despre categoria Spui Vice și tragi apa. În conformitate cu un articol Vice, scris de un jurnalist Vice al Vice International și tradus de niște jurnaliști Vice ai Vice România, femeile din Ucraina cad victime și războiului împotriva avortului din Polonia. Conform articolului, femeile care au fugit din Ucraina să scape de război și violența sexuală care vine cu el se confruntă cu legile stricte din Polonia cu privire la avort. Și da, stimați viewers, Discount Stephanie de pe acest articol este miezul acestei povești. Bineînțeles că ne-am fi gândit că toate femeile care vor libertăți și drepturi femeiești, cum ar fi libertatea de a-și omorî copii, libertatea de a face avort, s-ar duce în țări precum Suedia, unde aceste libertăți sunt mai proeminente, dar nu. În orice caz, s-ar părea că revista Vice din nou încearcă să folosească o dramă cum ar fi războiul actual din Ucraina pentru a împinge o propagandă politică pro-avort. Acestea fiind spuse, eu vă urez toate cele bune și din nou ne vedem la următoarea ediție a știrilor de Cacandos, care se va difuza iar nu știu când. La revedere!